de bani sunt puțin, ordinea de cerneri diplomilor, că acești copii din Budești primesc diploma de onoare a revistei Astra pentru conservarea, valorificarea folclorului în cea mai autentică înfățișare și structură a sa. Îi felicităm pe dascării din Budești și pe acești copii minunați, cu care în seara aceasta sper că ne vom mai întâlni. Eu de când l-am cunoscut, el deja la vârsta de 7-8 ani cânta foarte bine. Copiii pot face orice, ați văzut cât de dotați sunt acești copii, dar să nu uităm că totdeauna cu ei lucrează cineva. Măcar de-a avea peste tot oameni de felul acestora care pot să lucreze cu copiii și să ne mai acorde motive pentru speranță. Ansamblul de cântece și dansuri tradiționale Copiii din Budești a fost extrem de activ în perioada anilor 1985-1990. Acest ansamblu a valorificat câteva elemente fundamentale. În primul rând e vorba de tradiție, după aceea este vorba de inteligența, dinamismul și mai ales talentul copiilor. Pe vremea când lucram la Centrul Creației Populare, mă ocupam de... eram referent cu probleme muzicale pe județ și trebuia să caut tineri interpreți care să participe la diferite festivaluri din țară. Și atunci m-am gândit la Gheorghe Opriș să-l trimit la Festivalul Maria Lătărețu să participe la concurs. Și când am venit, el lucra la Vâltoarea și am zis, băi, tu vrei să mergi la Maria Lătărețu să participe? Sigur că da. Și au mers acolo, s-a prezentat foarte bine, a luat locul întâi. Când am început, bunicul meu cumpărase o vioară micuță, nu știu de unde o avea, și pentru fratele meu, o zongură de aia micuță. Eram micuț, cât, nu știu, 9 ani pe acolo. Și în fiecare zi cântam pe pragul casei, cântam singur, dar nu știam să cânt, bineînțeles, dar trageam așa pe corzi libere și un profesor din Sârg știa puțin la vioară și făcea naveta în Budești, deci mergea pe jos și văzându-mă că am ambiția asta, că tot cânt, vorbi cu părinții și să aduci băiatul la mine să vedem dacă se poate face ceva. Și părinții, bineînțeles, că au acceptat, au fost chiar bucuroși. Copiii din Budești, renumiții copii din Budești, început să se formeze și avea deja taraful format. Eu eram cel mai, cum să zic, cel mai nou venit acolo. Bunicul meu a zis, dacă îi cânt câte o melodie nouă, îmi dă 10 lei, era atunci, sau un leu, nu știu cum erau banii, din pensia lui, pentru fiecare melodie. Și asta m-a ambiționat ca să învăț eu la vioară. Și tot răgând, după aia mi-am dat seama, sună așa, și am început să fac eu melodiile acasă, să lucrez singur, ca să iau banii lui bunicul. Și bunicul, bineînțeles, s-o ținut de cuvânt, câte melodii noi, atâția bani. Până la urmă i-am luat toată pensia. Abia l-am așteptat. De Crăciun, e cel mai frumos. Să ne vie. Împreună să facem Crăciun împreună. Cu celălalt fecior din Spania, cu ăsta din America și amândoi.
Asta e un model de scăriță ca să avem de pescară până coborâm de sub și iară urcăm. Acolo am tăiat și acolo porc, într-un an, mă amintesc, nu știu, acum 2-3 ani, cu ceva prieteni am cumpărat un porc de acolo și l-am tăiat. Dar nu se compară. Păi, ajunge, să mai aduc acolo. Ca și un porc tăiat acasă, la de unde am crescut de aici. După care s-o termina și acolo, am auzit că se câștigă mai mult în altă parte, poți să faci ceva, o firmă chiar, nu știu ce. Și m-am zbătut pentru asta și am reușit. M-am dus în Atlanta și acolo am luat-o cu construcțiile, numai construcții. După câte, că îmi place bun ca și lui, ca și mie. N-am așa ca alții să n-aibă bani de drum să vină din America sau în altă parte. Vin și l-au de bani de drum, aia nici să nu meargă de acasă. Ăla n-a fost bun, nici în România nu-i bun nici dincolo. Sunt de aici destui. Așa că mă bucur el că a făcut ceva și el dincolo.